Am în spatele meu toți participanții, aici avem banda izolieră și premiul cel mare. Mă rog, cât am putut și eu să strâng de la prietenii mei darni. Și banii din clip nu sunt banii mei. Probabil vă întrebați cum am reușit să fac rost de ei. Ei bine, așa. Mie, 10 lei. Îți cumpăr un pluș Hello Kitty, 5 lei pe Revolut. Nu, o să pot să mai scot piciorul de aici. Nici nu pot să mai scot, rămân dreacu blocat aici. Rămân dreacu, te-am amândoi aici, dacă e ceva, merg eu cu mașina și pui la spital. Am în conversație aici un mesaj de la mulți ani, că tot mi-ai zis la mulți ani. Hai să-mi dai și mie 4 lei. Zbur! Nu știu de ce am fost așa agresiv. Dacă nu-mi dai 5 lei pe Revolut, arunc telefonul cu Hasan Lac. Usa Mobile Fox. Am auzit că, virgulă, cânti la Beach Please. Am pus un emoji de am făcut fața asta. Bă, zic că nu! Ești un actor desăvârșit. Mi-a plăcut când alergai dezbrăcat. Dă-mi 6 lei pe Revolut, stai bine pe ciocan. Chiar am zis că stă bine pe ciocan. Adică nu știu cum... Mi-a dat Kitty mesaj că se duce să spele mașina. Hai să-mi 4 lei. L-am amenințat că se filmează ecranul și apare în clip. Îl avem pe Kitty, mulțumesc Kitty. Hai să vedem cui mai cerem. Ultimul mesaj cu el e da frumosule. El mi-a scris: dacă ți se pare că sunt frumos. Bă, dar eu cred că mă arunc mă cu ăștia cu 8 lei cu așa, că 4 lei îți mai dă lumea. Am noroc că am prieteni care au bani, dar gen, hai să cer 4 lei, gata, că prea am cerut mulți. Te pup, mai știi că aveai datorie 6 lei. Dă-mi bani! Să-i fac o scrisoare de aia mare și la final să-i cer bani? Dragă mamă, te iubesc din suflet și mai cer. Eu chiar o iubesc. Pentru că mi-ai oferit viața, două am, te mai susținut mereu în tot ce am vrut să fac. Fără tine nu puteam să ajung unde sunt. Hai să-mi dai și mie 5 lei. Mamă, ce conversație urât am cu Mădălina, am înjurat pe unul că a băgat pe locul meu de parcare. Vorba aia, câinii latră, ursul merge, scriu mai greu decât vorbesc. Dacă nu, nu-ți mai vezi șeptarul înapoi. Nu sunt foarte amenințător. Da. Fii atent, tata îmi dă mereu like-ul ăsta. Hai să-mi dai și mie 8 lei pe Revolut. Tata face plata pe Revolut numai în euro. Poate o greșește și el de data asta. Păi nu-l fac și pe matei de bani. Am auzit că se câștigă bine din Guess the Trapper. Dă-mi și mie 5 lei pe Revolut. Hei Mara, cum un mare prostul satului robinet. Am văzut că ai fost la Formula 1. Îmi trimis și mie 7 lei pe Revolut să merg și eu. Și fii atent aici. Cel mai bun emoji. Crede Miriana că scapă, că i-a ținut lui Gagică și atât? Nu! Vreau să mai cer bani la fete. Bă, real, dacă vreți să faceți și voi bani, faceți tactica asta. Dar cereți puțin, nu cereți 7-8 lei cât am cerut eu. Cereți 4 și cereți la mult și vă dă. Uite, o să-i scriu unei fete care mi-a recomandat foarte multe filme. De iubire, de ce erau ele. Hei, hai să ne uităm la un film împreună. Cumpăr eu popcornul acum, dar trimitem 5 lei pe Revolut. Cât e o pungă de popcorn? 3? Hai să-i scriu 6, ca să-i zic și eu că iau 2 pungi. Pe Deni e un emoji de o definește bine rău de tot. Deni, îmi dai 4 lei pe Revolut și emojiul ăsta. Dacă îți place Fortnite-ul. Mă, ăsta nici n-are Revolut. Tot îi cer. Nu mai au televizorul dacă îmi dai 8 lei pe Revolut. Vin la următorul concert dacă îmi dai 5 lei. Foarte tare, Adi. Îmi place rău de tot cum cânti. Hai să-i cerem lui Fury. Dăm 4 lei pe Revolut, te rog frumos. Câți ai? Ia. 10,59. Dai pe toți. Dacă îmi dai 4 lei, te las să te urci cu patrolul peste mașina mea. Ia să-i cerem bani lui băiatul care a vândut GLS un clipul trecut. Dacă nu l-ați văzut, e ultimul clip de pe canal. Am intrat dacă are bani. Bă, da, băieții, nu știu că filmez clipul ăsta. Bă, și îmi lasă și tips, gen tata i-a cerut 8 lei, mi-a dat 30. Bravo tata, dăm bani afară din casă. Hai zicem și le scriem că în ultimul timp a tot venit la mine în București. Ia să dea și el la chirie. 7 lei pe Revolut acum. Eu real am ieșit ce mai prost din vlogul ăsta. De ce? Că eu dacă îți vedeam mesajul, mă făceam că dorm. Și acum că am făcut rost de toți banii, trebuie să mergem să căutăm participanți pentru challenge. A fost foarte greu. Mâine, dacă avem treabă că apărem într-un clip. Vă băgați? Să trăiască să stați într-un cerc roșu și o să vin cu mai multe challenge-uri, gen. Cela care este ultimul din cerc, păstrează 200 de lei. Te bagi? Bombă, te bagi? Te bagi? Da. Te bagi? Te bagi? Da. Gata! Bă, dacă mai aveți prieteni, e adevărat, chemați că vreau să fim mulți. Salut, scuze! Vreți să vă băgați într-un challenge? Facem așa, o să fie un cerc în care voi stați, ultimul care este din cerc, păstrează 200 de lei. Opa! Eu cred că vrea și doamna. Vă băgați, da? Da. Am venit să cumpărăm materialul cu care o să facem cercul. Cred că o să-l cumpăr din banii pentru premiu, că e scump. Evident că nu o să iau din banii pentru premiu, că atât de zgârcit nu sunt, dar sunt sărac. Acum hai să vă prezint și concurenții. Îi avem pe Radu, Andra, Bibi și Marian. Oamenii din mall, trebuia să mai fie o fată, dar nu a mai venit. Apoi Filip, Lavi și Călin. Călin a făcut niște probleme, dar e ok. Sper că s-a ușurat liniștit. Ne-a certat bodyguards. Și acum eu trebuie să fac un cerc în jurul lor. Eu nu știu să fac cercuri. Da, mă, da. Opa, opa, opa. Bă, zici că ajunge banda asta? Ajungem, ajungem. Eu nu cred. Dar vine autobuzul.
Bă, dacă vine autobuzul, voi n-aveți voie să ieșiți din cer, că îmi calcă camera. Mamă, dar urât face banda asta, țipă. Opa, 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 mergem și noi pe aici, pe aici, pe aici, frumos, opa. Bă, surprinzător chiar stă banda, nu mă așteptam. Hai, începem bine. Au, m-am lovit. Eu încerc mai reușit decât mă așteptam, sincer. Ce ziceai, mă, că n-am talent? Ia uite cercul ăsta, mă rog, încă nu-i gata. Mamă, să dau acu de un ciob. Bă, mai aveți, cred că, 4 secunde timp să ieșiți din cer, cât nu e cercul făcut. Bă, bă, foarte inteligent că ai venit cu bidonul de apă. A fugit toată asta, mă, băiatule. Eu nu știu să fac cercuri. Gata, sunteți blocați. În momentul de față, o să dau drumul la prima cameră. Am pornit și a doua cameră, gata, aveți unghiurile pe ei. Să vedem noi dacă o să calce mai în cerc, mai în afara cercului. Suntem cu ochii pe voi, camerele astea o să filmeze 24 din 24. Cât plănuiți să stați aici? Eu mi-aș dori să stau până la final. Vrei să stai până la final? Dar să stau până la final. Două ore. Deci ce treabă ai după? Trebuie să fac unghiuri. O să le lăsăm acum pe oameni să se împrietenească în cerc, să se cunoască. Nu o să vorbesc cu voi momentan. Tu, cum te simți în acest cerc? Mă simt foarte bine. Salut! Fac și eu vlog. Cum întorc camera? Opa. Du-te la el să-l întreb. Opa. Robi, care crezi că este primul din cerc? Primul din cerc, s-ar putea să iasă băiatul îmbrăcat în albastru, că îl văd foarte neatent, adică în momentul de față stă foarte lângă linie. Nu știu, dacă ar fi, m-aș pune în mijlocul cercului în fund, acolo asta. Cine crezi că rămâne ultimul și câștigă tot challenge-ul? Nu știu cine o să rămână ultimul, ideea e că nu vreau să se creadă că am favoriți aici. O să nu o să-mi dau cu părerea. Că după aia dacă câștigă băiatul sau fata aia, o să ziceți: "Bă, dar tu știai de la început că o să câștige el și e regizat." Și chiar nu e regizat clipul ăsta. Chiar mă chinui de o săptămână să-l filmez pentru că plouă. Mă simt ca la școală când ne luau profesorii telefoanele. Haideți, toate telefoanele aici. Dacă vrea cineva să-și ia telefonul înapoi, stai și să-ți-l ia. Am vorbit. Deci nu-și vrea nimeni telefonul înapoi. O să vă las telefonul meu, ți-l las ție, ca să vă puteți filma. Ideea e că n-au parola mea de la telefon și nu o să-l poată folosi, doar să filmeze sau să-și dea flash-uri între ei. Tu ești foarte curajos, gen, uite, uite cum stă tovarășul de linie. Băieții deja s-au pus pe jos în spate, nu știu de cât timp suntem în cele, stați, așa că vă zic acum. De cât suntem aici? Sunt sigur pe mine, asta este singura diferență, numai că nu știu să filmez camera. Uite, în partea aia, partea aia pus, vezi că nu. Mă, s-a pus la fazan. Oamenii mi-au zis de dinainte: "Bă, am venit, stăm." Bine, o fată are programare la unghii, dar cât costă să-ți faci unghiile ca fată? Unde mă duc eu durează o oră, dar în alte părți durează și mai mult, 6 ore. Costă și bani. 140 întreținere. 140 întreținere, pleacă de aici cu două bețe, 60 de lei banii tăi. Cred că ești ultimul tractorist. Lasă-mă, frate, că sunt și eu vlogger. Mă, cum e viața asta? Nu o să apară partea asta. Dar știu că nu o să apară mult. Nu voiați să fiu atât de dur din prima, dar hai să mergem pe ei să ne punem un pic tare. Eu urât să se joace doar ei faza. Jucați-vă toți. Și ăla care pierde, iese afară. Da, nu. Prea greu. Haide. Asta e challenge, îmi pare rău, cum adică. Refuzați. Nu cred că vor să se joace fazan. Nu. Eu nu știu. Ba da. Nu. Ba da. Te mulți contract. Exact. A fost foarte greu să-i conving pe oameni să începem cu primul challenge, dar mi-am dat seama că dacă vreau să mă asculte, trebuie să-i mai las puțin să se plictisească în cerc și după aia să vin și să pun ceva la bătaie. Ok, fiți atenți, vin cu o propunere. Pentru că n-ați vrut mai devreme să vă jucați fazan. Am cutia asta. În cutia asta poate se află ceva, poate nu se află nimic. Telefonul. L-am scos. Dacă vrea cineva acum să iasă și să piardă aia 200 de lei, cu riscul ca în cutia asta să fie ceva sau nimic, se iasă. Și ce poate să fie? Nu știu. Nimic. Ori nimic, ori ceva. Vrea cineva sau un pic oferta? 3, 2, 1... Ai ieșit, da. Ai ieșit. Băi, băiatule! Te pup, sper să sper să-ți placă. Materialul e unul bun. Fiți atenți, acum că tot s-a întâmplat asta, vreau să vă anunț ceva tare. Auziți, băieții de la Unreal, că dacă vă plac hainele de la ei, mi-au dat mie un cod de reducere, intrați la ei pe site, uitați-vă să vedeți dacă vă place ceva. Hainele sunt de un material excepțional. Eu am haine de la ei de ceva timp și am zis: "Bă, dacă tot îmi place brandul lor, hai să încercăm să facem ceva frumos cu ei." Acum decizia e doar la voi dacă vreți să vă cumpărați ceva de pe site-ul lor sau nu. V-am zis mai devreme și de un cod de reducere. Codul este ROBY, tot cu litere mici. Aveți o reducere. Nu știu exact cât e, că încă n-am vorbit cu băieții, dar până se pune clipul ăsta o să meargă. Stăteai așa tot timpul? Da. Suntem mai puțini. Filip, iubitul tău, așa-i? Da. Cum te simți că a plecat din challenge pentru un tricou? Bă, măcar știți? Mai multe de câștig. Măcar dacă pierdeți, măcar n-ați pierdut gen cu mâna goală. Da. Nu vreau și eu să vorbesc. Să iasă și ea. Să ducă la gagică sus, să iasă și ea. Să vă îmbrățișați, să vă pupați, chestii de-astea de le fac iubiții. Pentru că a ieșit deja unul, nu mai aveți nevoie de atât de mult spațiu. Plus că văd că vă descurcați foarte bine. Păi nu, dar vreau să fac și eu cel cu mai mic un pic. Păi... Bă, de ce vorbește mereu fata asta cu mine? Mă simt foarte intimidat. Ți-ai marcat teritoriul? Ei, a, cred că ai făcut pipi gen. Te-ai speriat un pic? Mă, care a scuipat aici? Tu? Nu. Vreți să vă las să stai aici între voi să vă... Evident că fetele voiau să-l ia. Filmarea ca filmarea, bă, băiatule, dar noi suntem oameni până la urmă. Fiți atenți, vin cu o altă propunere. Cine iese acum, poate să ia... Nu, glumesc, am apă. Cine vrea apă? Bă, nu-i că încă ne apă. Mai încolo. Am provizii.
Opa. Da. De pe filmare. N-a călcat. E sigur? Da. Merge la proba var, băieți. Na. Bro. A atins sau nu? A călcat pe linie. Îl dăm afară? Da. Bă, jur, mă simt foarte prost, crede-mă. Bă, iartă-mă, ne-am uitat pe var și ai atins linia. Wow. Bine, mă rog. E un pic de conflict aici între ei, că ei sunt prieteni între ei, se cunosc, au glume, gen. Și l-am pins, așa? Am rămas mai puțin. A ieșit unul că a călcat pe linie. Ce părere aveți că am mai ieșit? Mă bucur că ai ieșit. Ce-i să zică și el la gumă? Eu l-am tras? Eu l-am pins. Cât de dezamăgit ești de prieteni tăi? Foarte. Da? Mai mult de ele. Te așteptai să te împing afară? Că poate, dar tu ai văzut când ai călcat? Nu, din, eram așa și m-am trezit dintr-o dată împins. A, deci tu zici că te-a împins cineva când ai călcat pe ea? Chiar un pic atingeam linia cu vârf. Consider că mai meriți o șansă în concurs? Da? Chiar n-am ieșit afară. Dacă ieșeam afară, da, nu merită. Și aici ne-am luat cea mai mare țeapă. Băiatul care a călcat pe linie l-a convins pe Scrim că nu a călcat pe linie și a cerut să fie băgat înapoi în cerc. Eu ca prostul l-am crezut pe Scrim și s-a întâmplat asta. În momentul de față o să facem o foaie la care băgăm un trade. Ideea e că e cu schemă. O să le oferim mystery box-ul, ei o să aleagă cine îl ia, e obligatoriu să-l ia. O să voteze și o să fie un trade. O să intre băiatul care a fost eliminat cu cineva. Schimbare ca la fotbal. Bă, dar unde e aia, mă? Nu tu, nu tu, stai. Salut, prieteni, m-am întors la voi. Vă era dor? Nu. Știu, scuze. Nu mai e ofertă, e ceva obligatoriu ce trebuie să faceți. Scuze. Nu prea pare fericită niciodată când vorbesc. Ideea e că aici am un al doilea mystery box, dar ideea e că cineva de aici obligatoriu trebuie să-l ia. Aveți dreptul la vot să alegeți cine să ia cutia asta. Nu e corect că ele mă votează pe mine. Nu. Păi ia uite. Băi, mai gândiți-vă. Dacă îmi dai un milion... Acum un milion și nu te văd. De unde mă să am un milion acum? Din premiu. Deci dacă nu câștigi, nu ne mai dai nimic. Așa vă că... promit eu că câștig. Păi și dacă nu câștigi? De ce să nu câștig? Eu vă dau bani, am zis. Dacă câștigi... Dacă... Nu e motiv bun. Da, dacă câștigă ea. Păi tu trebuie să ne dai, nu e. Păi da, dar dacă câștigă ea, nu primiți niciun ban. Păi și... Asta și vă faceți mă gândesc că te-am spus pe tine. E mai mic cercul, mai... Călin, cu cine votezi? Da. Uite, eu votez pe ea. Păi care e? Bianca. Păi aia, Bianca, m-a supărat. Lavi, cu cine votezi? Cu Radu. Călin. Tu cu cine Călin. Votezi? Tu cu Călin? Călin. Călin, ai câștigat mystery box-ul, felicitări. Mersi, nu o să fie nimic în mystery box. Stai, cine, cine este? Tu? Călin, Călin a câștigat. Bă, dar nu mai scăpăm o dată de Bianca. Hai, glumești și eu. Nu, 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 la nume de rău. Trade cu ultimul jucător eliminat. Ioniță! Ți-a fost doar de mine? Fii atent că cu Ionița a venit supărat că fata asta l-a împins din cerc. V-am pupat. Succes. Te pup, Călin. I-am lăsat pe oamenii cerc să se plictisească pentru că mă gândeam că o să iasă de bună voie, dar aceștia au fost foarte determinați să câștige, așa că s-au apucat să se filmeze între ei. Cum te simți că ai revenit? Foarte bine, o să pleci. Oricum are programare la unii. Următoarea parte care probabil nu o să apară pe clip, nu o să pună n-o vadă nimeni niciodată. Mă rog la Dumnezeu să pună frână. Hai cu-a. Unde e cheia de la mașină? E, am pierdut cheia. Nu mai facem. Ba nu mă facem. Bă, unde e cheia de la mașina mea? Acum o să iau mașina, o să o pun acolo și o să vin tare spre voi. Ideea e că voi trebuie să săriți și să picați în cerc. Dacă nu... Și cum să sărim peste cum mașină? Peste mașină? Eu am un 60. Și eu am un 55. Ok, lui. Game over. Dacă nu sari, sar pe capotă, pe ce sar? Da, sari, gen, trebuie să sari pe mașină. O, mie îmi convine. Păi și dacă mă lovești? Sunt în blugi. Cred că te lovești. Cine crede că nu poate să sare de peste mașină să iasă acum din cerc? Eu pot. Că dacă nu vă loviți, gen, pe bune vă loviți. Eu pot. Tu plătești spitalizarea, așa că treaba ta. Bă, n-am semnat niciun contract înainte. Oricum n-aveam de gând să fac asta, doar glumeam și eu cu ei. Dar știți ce o să fac? O să vă pun să stați într-un picior. Oamenii s-au descurcat destul de bine la proba de stat într-un picior, dar evident că a trebuit să încurcăm noi cumva. Bă, mă iau ăștia la bătaie, ies, dar mă iau la bătaie dacă ies. Hai, lasă-l jos, că nu mai poți. Eu cred că băieții ai trebuit să se sacrifice numele fetelor. Bani au aceeași culoare. S-a pus cârcea. Bă, tu vezi că de-abia ai intrat înapoi. Eu m-am chinuit mult pentru sticla asta. Nu, ei, 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 ei. Am făcut așa, n-am pus pe jos. Păi și sticla unde e? Nu-i pe jos? Ia-le sucul. Să nu le dăm motive, că uite, nici asta n-am specificat. Bă, suntem o producție foarte proastă. Cârcelul. Te-a luat cârcelul? Da. Hai, ia apa. Nu vreau. Știi că dacă nu Gata. Hai să vedem care lasă primul picior jos. Bă, la un moment dat cineva tot o să lase piciorul. Dar nu mi-ai spus că trebuie să fac asta, că eu am mai dat și înalt și mă dor picioarele. Dacă ai vrut să arăți bine la clip. Eu dacă eram în locul vostru, veneam și cu sac de dormit și cu bidon de apă. Mai reziști? Până de seară. Aveți o alianță făcută, bune. Cine ia banii, îi împărțiți între voi sau pleacă cu... Nu, mi-e frică. Nu le dai lor?
M-am împins, doar lui. Doar lui? Da. Și el mie. Oh. Mă așteptam să ia Elan de la, să dai să cadă. Regi, nu, am probleme cu ei. Minți. Măcar dacă se poate să mă jnei piciorul, cum mai fi. Dar chiar nu. Da, da. Era aproape să atingă. Au început, au început. Nu mai da cu coatele mie. Nu mai e. Lăsăm jos? Bă, îmi pare rău, gata, acum toată lumea poate să lase picioarele jos. Bă, chiar îmi pare rău că ai pierdut. Și mie, mai bine ieși. Poți să pleci la unghii, pa. Bă, bune. Eu uite, voia să iau în brațe. Trădătoare, du-te. Pe asta nu mai aduceți înapoi. Nu mai aduceți, stai că mai bine ieșeam eu. După ce că am simțit să nu pice. Care e motivul pentru care ai lăsat piciorul jos? Mă doare piciorul rău. Și regreți că l-ai lăsat așa de vreme? Nu, că tu s-o să primești bani de la Radu. Hai să ne mai micșorăm cercul încă o dată, pentru că iarăși a ieșit cineva. Bă, stai, am o idee mai bună. A. Pe un cerc mai mic în centrul cercului. Hai cu al patrulea cerc, al treilea, al câtele? Al treilea. Bă, dar ce ați făcut mai aici de nu să mai lipește ăsta? Pe patita și clipa, că așa instant. Bugetul pentru clipul ăsta nu a fost atât de mare, așa că după foarte mult timp de stat în cerc s-a întâmplat asta. Am fost anunțați că trebuie să părăsim zona și încercăm să eliminăm acum cât de repede putem. Îmi pare rău, ăsta a fost bugetul. Am avut o parcare. Shut. Hai, piatră, hârtie, foarfecă, începeți voi două primele. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 nu! Bă, chiar îmi pare foarte rău pentru tine. Bă, ea voia să câștige cel mai mult, cred. Cel puțin asta a fost impresia. Bravo, Lavinia. Bravo, Lavinia. Hai, băi, piatră, hârtie, foarfecă și... 3, 2, 1 și... Mamă, doua oară. Chiar trebuie să plecăm pe bune, că dacă nu o să vină iar domnul și să ia de noi și să nu ne pună măcar să ștergem filmările. Am în spatele meu ultimii doi concurenți ai challenge-ului, Lavinia și Radu. O să jucăm split or steal. Aici am premiul cel mare de 200 de lei. Aveți două variante, split sau steal. Split înseamnă a împărți, steal înseamnă a fura. Mă rog, tu steal, tu, nu prea știu engleză. Ideea e că tu dacă zici split și ea zice split, dacă aveți răspuns comun amândoi, împărțiți câți bani sunt aici. Dacă ea zice split și tu zici steal, tu iei toți banii, ea nu ia nimic. Dacă știți amândoi stil, pierdeți banii. Ideea e că dacă vreți banii, trebuie să vă convingeți unul pe altul să dați split și să mergeți pe încredere. O să-i lăsăm acum să vorbească. Bani, zic să împărți banii, că până la urmă a rămas. Fiecare cu taberele tale, cum să zic. E mult mai complicat la bine așa. Bun, deci aveți încredere unul în altul 100%, da? Și la 3 vreau să întoarceți telefoanele. 1, 2, 3! Au dat split amândoi? Split? Steel, a dat la vine steel! Chiar ai dat stil? Da. Pare rău. Eu sunt trist că n-am luat tricou. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, că nu le-a apăsat butonul de like. Hai să ne vedem cu clipuri tari în continuare. Subscribe! Ah, nu uitați că la 500.000 dau mașina. Money,